Activitate intensă la Serviciul Public Comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple. În 2013 au fost depuse 4.353 de cereri pentru eliberarea unui pașaport simplu, semn că este încă folosit de giurgiuveni. Cu toate acestea, numărul cererilor a scăzut cu aproximativ 3% față de anul 2012. Se observă o scădere nesemnificativă, dar am putea sublinia faptul că solicitările pentru pașapoartele temporare în 2013 au crescut comparativ cu 2012. Comisarul șef Paul Ancu susține că cei mai mulți dintre cei care solicită eliberarea unui pașaport au nevoie de acesta la locul de muncă din străinătate. Majoritatea cetățenilor solicită pentru a merge în străinătate în vederea obținerii unui loc de muncă. Deci mai puțin cetățeni solicită pentru deplasarea în străinătate în concediu sau pentru relaxare. Șeful Serviciului Public Comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple a mai spus că o pondere importantă a celor care au primit pașapoarte simple anul trecut sunt copiii sub 14 ani care n-au carte de identitate și trebuie să fie legitimați la intrarea într-o țară străină cu pașaportul, indiferent dacă țara respectivă este sau nu membra Uniunii Europene. Paul Ancu a vorbit și de intenția autorităților centrale de a introduce în acest an posibilitatea ca pașapoartele electronice să fie trimise celor care au depus solicitarea prin curierat. Există un proiect ca la solicitarea cetățenilor pașapoartele electronice să fie înaintate către domiciliul cetățenilor. Deci urmează, există acest proiect, se lucrează la el și sperăm ca în acest an să se pună și în aplicare, cât mai repede să se pună în aplicare, ca cetățeanul în situația în care va solicita eliberarea pașaportului de să-i fie trimis la domiciliu, să fie posibil acest lucru. În acest moment există două tipuri de pașapoarte simple, electronice și temporare. Pașapoartele electronice au valabilitate de 3 ani, costă 309 lei și sunt eliberate după 14 zile calendaristice de la depunerea cererii. În schimb, pașapoartele temporare sunt valabile un an, costă 232 de lei și sunt eliberate în 2 ore de la solicitare. Acestea din urmă sunt preferate de obicei de mai mulți cetățeni datorită timpului scurt în care sunt eliberate.